Bună ziua, bine v-am găsit. Iată o altă problemă care trebuie rezolvată, sunt cele trei nuclei unde bocile respective n-au eclozat, au fost defecte. Ce putem noi face în acest timp e să, în primul rând, să verificăm nucleul, să vedem câtă albină mai are acel nucleu și dacă are cumva boci. Și vă arăt ce putem face nucleului respectiv. Iată, vă arăt nucleul. Are albină, nu pot să zic că nu are. Are, dar puțin așa. Ceea ce am observat eu este prezența acestei boci începute, da? Avem o bocă începută pe care le distrugem timp de salvare. Așa, am distrus, mai are aici pornite. Așa. Astea le distrugem toate. În momentul respectiv nu mai are boci. Da, vom verifica și rama următoare, cu toate că sunt sigur că nu are. Da, nu mai are rost să verificăm mai departe. Ce vom face la acest nucleu? Stupul acesta îmi dă posibilitatea de a avea și o colonie principală. Și atunci noi vom deschide colonia principală. Se poate face și de la un stup străin fără nicio problemă, dar eu am posibilitatea aceasta să fie chiar lângă. Și voi căuta două rame cu puiet larvar. Am căutat două rame cu puiet larvar. Aici avem una dintre rame, mi se pare că. Aici avem rama cu puiet larvar. Ne uităm după matcă, să nu cumva să fie matca. Dacă nu este, atunci de pe această ramă vom pune albina în nucleu. De ce albina de pe puietul larvar? Fiindcă această albina are între 6 și 9 zile maxim, iar această albina n-a ieșit la zbor deocamdată. Și fiind albină doică, va fi acceptată în colonia, în nucleu, fără nicio problemă. Mai căutăm o ramă, să dăm două. Iată, de pe astfel de ramă nu e chiar indicat să scuturi, fiindcă nu va rămâne mare lucru. Aceasta este albina clocitoare, care nu prea va rămâne în nucleu. Dacă găsim o ramă de unde acu ecloziază, puiet iară poate fi adăugat fără nicio problemă.
iată a doua ramă pe care o vom scutura, după ce ne vom asigura că nu este mat. În caz că din greșeală vom scutura matca, posibil să fie acceptată în nucleu. Iată, matca este chiar aici, este neagră. O să o ducem în cuib și vom scutura această ramă. Manipularea reginelor este destul de sensibilă, fiindcă dacă un pic ai lovit-o în această perioadă, matca va muri. Va trebui să o prinzi ușor de aripi și dăm drumul în stuc. Bun, în acest moment putem să scuturăm rama fără nicio problemă. Și am întărit nucleul. Totodată am slăbit un pic familia, i-am luat un pic din doică. I-am luat un pic din doică, astfel nu va intra în friguri prea curând. Bun. Cam asta este lucrarea care o fac la nucleele care unde bocilii nu s-au prins. Și aceeași lucrare repet și la ceilalți doi care sunt acolo. Punem larvele înapoi și acum Albina va avea mai mult de lucru de a îngriji aceste larve. Cum am spus, totodată este și o lucrare pentru a mai ușura colonia de doică și să nu intre în friguri. Cel puțin să-ți stea până când se va împerechea matca din coloniile, din nucleele tinere. După ce avem primele nuclee formate, după aceea nu mai avem grijă roirii. Motivele sunt simple, fiindcă putem lua foarte ușor coloniile să le împărțim la nuclee. Bun. Cam atât. Până la următorul film, numai bine.